Atențiune, atențiune! Strict secret, strict secret! Mă numesc Ostap Bender, supus turc. Ipolit Matveievici avea o soacră, dar vai, sărmana a murit. Pe patul morții ginerului i-a mărturisit. La Stargorod avusese un conac, în conac un salon, în salon 12 scaune, într-un scaun și-a ascuns bijuteriile. Ginerle și cu mine am format o asociație al cărei director tehnic cu onoare sunt și am pornit spre Stargorod în căutarea tezaurului misterios. Dar vai, 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 de trei ori vai, această taină fantasmagornică mai e cunoscută de cineva. E vorba de părintele Fedea, căreia în pragul morții soacra imprudentă i-a destăinuit secretul. Șt, liniște, liniște, totul rămâne între noi. La 12 scaune noi ne-am tot gândit și cu mare greutate unul am găsit. Acum 11 scaune noi mai căutăm și de ele, și de ele nu putem să dăm. Dar nu toate 11 ne stârnesc același jind. Vrem doar unul, dar acela un s-o fi găsit de scaunul plin cu aur și bijuterii. Unde oare, unde oare, unde oare o fi? E scaunul plin cu aur și bijuterii. Unde oare, unde oare, unde oare o fi? Dumneața, mareșaie. Pot să întreb ce gânduri negre va pasă, excelență? Care slujitor nu v-a adus micul dejun la pat? Sau poate vreun vis urât v-a tulburat? M-au rupt oasele scândurile astea nenorocite. Ai ghicit? Am visat-o pe răposata. Și rângea diavolița, doamne iartă. Vii cu vii, morții cu morții. Și noi suntem vii, mareșale. De astăzi începe o viață nouă. Iată plan. Chiar de azi părăsim acest bordei în puțin. Nu e de rangul unor milionari în perspectivă. Am ochit eu ieri un hotel, nu e chiar ca Rio de Janeiro, dar merge. Așa că ne vom instala într-un apartament lux la hotel Sorbonne. Cum îți închipui de asta? Nu se poate. Ce vrei să ne înscrim în registru? Mai pe dau dreptate reposatei, mareșale. Tare freți mai sunteți, excelență. Dacă poți să-mi permiți să mă exprim astfel. Sau te pomenești că nu ai buletinul în ordine? Ba da. Dar știi bine că numele meu e prea cunoscut în oraș. O să atrag atenția. Ce caut, mă rog, ce afacere. Aha, da, excelența sa dorește să-ți păstreze incognitoul. Perfect, bine v-ați gândit. Dar numele de Ivanov îți râde? Dar n-am să pățesc nimic. Afacerile mari nu se fac fără riscuri, tovarășe Ivanov. Așadar, domnilor jurați, ședința continuă. Strângeți boarfele, excelență. Mareșale, mulțumit de hotelul Sorbona? Dacă știam că e așa de greu și încă n-am pus mâna decât pe un singur scaun. Fii pe pace, simt de pe acum milioanele în buzunar. Hai, odihnește-ți osioarele, excelență. O subuieresc e fragil, are nevoie de multă odihnă. Nu mai... De a-mi pune mâna pe ordinele de repartiție. Fără asta nu putem afla unde au zvârlit nenorociții ăștia frumusețe de scaune. Nici măcar nu putem ști de se mai află sau nu la Stargorod. Ordinul de repartiție? Cum mă vezi și te văd? E ca și cum ar fi în buzunarul meu. Am aflat numele și adresa lui Bartolomei Corobeinicov, fostul șef al arhivii de la secția locativă, desființat din mila domnului în anul 1921. Voi face o mică descindere la acest onest cămătar arhivar. Omagiile mele, excelență! Vă doresc vise plăcute, excelență! Dar vedeți să nu vă culcați pe spate, că s-ar putea să vină părintele Feodor să vă citească o rugăciune. N-ai basălia de scroc! Auzi, nemernicul, slujitorul diavolului, sfânta taina împărtășanii! Îți recomand să nu te culci nici pe stânga, excelență, că te pomenești ca placuvioasa dumitale soacră Clavdia Ivanovna. Culcă-te pe dreapta, mareșale!